Tragedie în lumea fotbalului. Un fost jucător de primă ligă a murit la 48 de ani, în condiții suspecte. Lumea fotbalului este în doliu. Un fost jucător de primă ligă a murit la vârsta de 48 de ani. Fostul sportiv s-a stins din viață, în condiții suspecte. A fost găsit decedat la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Un fost jucător de primă ligă, care fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile, a fost găsit fără suflare. Familia lui trece prin momente grele încă de pe data de 9 aprilie, de când fostul sportiv era de negăsit. Radoslav Kunzo, un fost jucător de fotbal din Slovacia, a fost găsit mort după ce fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile, atunci când a părăsit locul unui accident rutier. Potrivit primelor informații, fostul sportiv se afla la volan și ar fi lovit mai mulți copaci, iar ulterior nu mai era de găsit. Fostul jucător a dispărut după ce a fost tratat de un trecător. Radoslav Kunzo ar fi avut o sângerare la ureche. Cu toate astea, nu se știe în aceste momente care este cauza decesului fostului sportiv. Pentru că nu a dispărut în condiții clare, mulți spun că Radoslav Kunzo a murit în condiții suspecte. Oamenii legii se ocupă de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Rămâne de văzut care este cauza morții fostului jucător de primă ligă.